Mai mică ne este adunarea astăzi. Mai puțin credincioși au venit astăzi la biserică. Pentru ce? Care e pricina? Poate că unii s-au rușinat să mai vină la masa aceasta duhovnicească după ce au stat acasă la masă. Asta e pricina absenței lor. Dar să aducă pe înțeleptul care spune. Este rușine care aduce păcat și este rușine care aduce slavă și har. Nu e rușine să vii la masa cea duhovnicească după ce ai luat parte la masa cea trupească. Cele duhovnicești n-au anumite timpuri hotărâte ca lucrurile trupești. Orice vreme din zi e potrivită ca să vorbești de cele duhovnicești. Dar pentru ce vorbesc eu de zi? Chiar de te prinde seara, nici ea nu e o piedică învățăturii celei duhovnicești. De aceea și Pavel spunea lui Timotei, scriind, stăruie cu timp și fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă. Și iarăși, ascultă ce spune fericitul Luca. Vrând să plece Pavel a doua zi din Troada, le-a vorbit și și-a prelungit cuvântul până la miezul nopții. Te întreb, a adus oare timpul vreo vătămare cuvântului de învățătură? L-a întrerupt? Nu. Credinciosul care ascultă predica cu mintea trează, chiar de-ar fi mâncat, este vrednic de această adunare duhovnicească, pe când cel trândăf și nepăsător, chiar de-ar fi nemâncat, n-are niciun folos de pe urma predicii. Spun asta nu ca să vă opresc de a posti, ci dimpotrivă, laud foarte mult postul și laud pe cei ce postez. Spun asta pentru că vreau să vă învăț să vă îndeletniciți cu minte trează cu cele duhovnicești, nu să urmați orbește obișnuința. Nu e rușine să iei parte la această învățătură duhovnicească după ce ai mâncat, ci să iei parte la ea cu mintea trândăvă, asaltat de patim și cu mișcările trupului nepotolite. Nu mâncarea e un rău. Vătămătoare e îmbuibarea și mâncatul peste trebuință de-ți plesnește pântecele. Îmbuibarea te face să pierzi și plăcerea mâncării, după cum nu e un rău să bei cu cumpătare vin, ci să te îmbeți și prin lipsa de măsură să-ți strici mințile. De nu poți iubite să rămâi nemâncat până seara, din pricină că ți-i bolnav trupul, niciun om cu judecată nu va putea să te învinuiască. Avem stăpân blând și iubitor de oameni și nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Nici nu ne cere să ne abținem de la mâncăruri și să postim așa de dragul postului, nici pentru asta să stăm nemâncați, ci ca să ne desprindem de lucrurile cele lumești și să folosim tot răgazul cu cele duhovnicești. Căci dacă ne-am rânduit viața noastră cu mintea trează, dacă am întrebuințat tot răgazul vieții noastre cu cele duhovnicești și am mâncat atâta doar ca să plinim nevoia numai și am cheltuit toată viața noastră în fapte bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ne-l dă postul. Dar pentru că firea omenească e trândăvă și se îndreaptă mai degrabă spre tihnă și plăceri, de aceea stăpânul cel iubitor de oameni, ca un tată iubitor, a lăsat leacul postului ca să ne desprindă și de plăceri și să ne și ducă de la grijile lumești la lucrarea celor duhovnicești. Deci, dacă sunt unii care, împiedicați de vreo boală trupească, nu pot sta nemâncați, pe aceștia îi sfătuiesc să-și aline și boala trupului și să nu se lipsească nici de această învățătură duhovnicească, ci acesteia să-i arate mai mare râvnă.